că trebuie să le puneți pe Facebook. Nu de alta, dar sunt și foarte multe. Vreau doar să remarc eu un lucru că a fost delicat pe nostru Mircea și n-a vorbesc la doctor Regine Maria și la mătările interne război. Adică totuși prin rudenia sa din două părți, din partea Antantei, rudenia lui Ferdinand, din partea Germaniei, deci doar din partea Sfântului n-avea cum să biruiască, dar oricum jertfa regiului Ferdinand nu este deloc de grijă. Și iarăși, mie îmi place să accentuez un lucru legat de unire, de faptul că, așa cum a spus el, tratatul de la Paris se face cu armata română în Budapesta, era foarte bine că țara noastră era mai mare, că nici nu a avut o țară mai mare. Pentru că dacă n-ar fi avut o țară mai mare, Rusia ar fi făcut ce a făcut. Adică ar fi întins comunismul foarte repede în Europa, s-a lovit de mult de polonezi. Foarte interesant. Polonia a reușit să învingă Rusia în același an 1919. Și România a reușit să oprească ofensiva comunistă plecată din Ungaria. De fapt, s-o anihileze. După aceea, comunismul s-a întors și acum toată lumea și ia mare înapoi. Adică și Austro-Ungaria ia pădurile și petrolul. Și rușii și comunismul, mă rog, rușii nu, comunismul ne ia tinerii. Și ne deznaționalizează și ne face să ne pierdem identitatea religioasă și statutul social. Sclavii. Dar noi credem că așa cum am reușit în 1000 de ani, am reușit și acum să ne păstrăm români, ortodoxi și uniți. Vă mulțumesc pentru această, pentru felul în care ați participat. V-a hipnotizat aproape discursul de Mircea, care a fost mai puțin sub fost decât mă așteptam, foarte exact, foarte clar și mulțumesc foarte mult pentru a doua intervenție pe care o are la conferințele noastre și îl așteptăm și pe viitor. Vă mulțumim. Să încheiem cu rugăciune. Bine și vă ajutați pe cei din care se place în Dumnezeu cea pură, ferește și vreau dumneavoastră și mai încă Dumnezeu nostru și aceea mai zis să te rugim și mai multe fără de asemenea din sfera pe care fără să fie cei pe Dumnezeu, pe tine cea părătura de Sfântoare, Dumnezeu, te mărim pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase.